Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad le propune iubitorilor de comedie din oraș și nu numai, încă o comedie în Săptămâna Comediei. Antonela Cornici, de ce flori, fete, filme sau băieți? A fost o propunere a teatrului din Arad. Flori, fete, filme sau băieți e jocul pe care îl știm mai de mult. Nu știu dacă generația de acum mai joacă acest joc, dar cred că ceva similar trebuie să aibă și puștii de astăzi. E o comedie despre două cupluri care se îndrăgostesc, se căsătoresc și pe urmă se despart din cauza problemelor care apar într-o căsnicie. Este un text românesc contemporan, să spunem. Mimi Brănescu, așadar argumente foarte solide pentru a alege o poveste bine scrisă, românească, actuală. Eu v-aș întreba care sunt argumentele dumneavoastră din interior pro acest spectacol. Este un spectacol cu tineri, despre tineri, despre problemele tinerilor. Suntem într-o perioadă de tranziție și văd că noi tot continuăm să fim în tranziție din multe puncte de vedere și atunci și poveștile noastre de dragoste suportă această perioadă. Și la cel mai mic impas sau la cel mai mic colaps care apare într-o relație, suntem tentați să rupem firul și să o luăm de la capăt. Despre asta e vorba în spectacol, despre cum am putea să mergem mai departe, despre cum am putea să ne reinventăm, să ne continuăm poveștile de dragoste și nu să tăiem firul și să o luăm permanent de la capăt, pentru că mi se pare că la un moment dat devine obositor. E un spectacol viu, ritmat, cu muzică, cu foarte multă mișcare, un spectacol în care trebuie să râdem, să ne simțim bine și la sfârșit să ne gândim dacă e chiar cea mai bună soluție să ne despărțim de cineva sau să continuăm acea relație reinventându-ne. Pentru că mi se pare foarte simplu să aruncăm la gunoi totul, că s-a stricat televizorul, aruncăm, luăm altul. Înainte reparam, pentru că nu aveam opțiuni foarte multe și atunci din cauza faptului că reparam, recondiționam, probabil că acest lucru psihologic vorbind se întâmpla și cu sufletele noastre și cu poveștile noastre și cu viețile noastre. Eram tentați să ducem mai departe ceva, să ne recolorăm acea relație. Acum e foarte simplu, l-am aruncat, nu mai e bun. Cred că în ceea ce privește viețile noastre, nu putem face același lucru pe care îl facem cu obiectele din jurul nostru. Vorbim despre o societate de consum dusă cumva exact la extrem și în plan personal. Exact. Asta am observat că e tentația în jurul nostru și inclusiv în viața noastră se întâmplă acest lucru. Eu cred că se poate și altfel. Sigur, nu trebuie să ducem calvarul, dar trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr e calvar și dacă nu cumva suntem noi tentați să căutăm permanent alt culoare. Culorile pot fi găsite, spuneați mai devreme că este și foarte multă muzică și mișcare în acest spectacol. Am văzut că muzica este semnată de Bobo Burlăcianu. Suntem la al treilea spectacol în această echipă și da, el s-a ocupat de ilustrația muzicală și de cântecele din spectacol și nu numai. Sunt și niște teme în spectacol muzicale. Așadar se și cântă, este un spectacol, înțeleg, colorat în căutarea culorilor noastre. Antonela Cornici, v-aș întreba dacă ne-am putea opri la o scenă, o replică, un moment concret din spectacol? De exemplu, dragostea mi se scurge din creier în mâini, mă transform într-un butoi cu pulbere, cu fitilul aprins vin spre tine. Asta este un început de cântec. Vrei să-i dai foc? N-ai văzut în filme? Te arată butoi cu pulbere, fitilul aprins și gata. Nu, că asta este poezie. Trebuie, de fapt, amintim de o zonă de poezie aici, care și asta s-a pierdut undeva. Poezia vieților noastre reinventate, trăite în societate de consum și o concluzie. Cum ați spune că este flori, fete, filme sau băieți? Un spectacol cu un titlu destul de lung, într-un singur cuvânt. Roșu. Adică viu. Da.